primăriei Moinești și, bineînțeles, domnului primar Viorel Ilie pentru implicarea pe care o are an de an în desfășurarea acestor zile în care noi petrecem în fiecare seară. Aplauze pentru primăria Moinești, care ne fac seriile foarte, foarte frumoase și, după cum bine ați observat, că în acest an am avut cei mai impresionanți artiști ai României aici, pe scena de la Moinești. L-am avut aici pe binecunoscutul interpret Marcel Pavel, pe distinsa doamna Anastasia Lazariuc, pe domnul Gheorghe Gheorghiu, care ați fost și i-ați văzut în seara de joi și vineri, mâna sus, este cineva aici? Foarte bine! Foarte bine, văd că și acolo în spate. Dar, între timp, eu o să vă anunț că nu trebuie să lipsiți. În curând vor sosi pe scenă foarte mulți artiști pe care dumneavoastră iubiți, cum ar fi Laura, Andra, trupa Selfie. Așa, aplauze pentru ei, că poate cine știe se transmite live de aici. Uitați Exclusiv TV și domnul Ungureanu, vă mulțumim că sunteți prezent, Telemoldova. Și vreau să le mulțumesc și celor de la Axial Music pentru că au fost de excepție în fiecare seară și au adus pentru Moinești cel mai bun sunet din România, nu? Pentru că așa au spus și artiștii care au urcat în fiecare seară pe scenă. Dar, între timp, o să amintim și sponsorii care au fost alături în aceste seri și care au fost alături de primăria Moinești pentru a realiza acest eveniment minunat. Și voi începe cu Acivan Com, Alagra, Antarctica Shoes, Aprex Auto, Arbocon, Impex, Artima, Autovuvi, Autocar, Birotica Millennium 3, Carmel Com, Cledomicom, Clipa, Comnicol, Costea 3, Confer Crom, Danovidana, Daviteo Transtur, Edric Auto, Griffith Construct, Grup Petromecanic, Cosmolux, M&M Gold, Nevila Fashion, Palașanu Company International, Poiana Pati, Profirom Food, Royal Sagrot, Samiocom, Selectcom, Serna Trust, Sildan, Super Voyage, TI Service, T-System, T-Serv, Traffic Log, Transmar, Vitara.com, Apollo, Impex. Nu știu cum stăm aici în spate. După cum vedeți, trupa pentru momentul pe care dumneavoastră l-așteptați încă se montează aici în spatele nostru cu niște costume splendide, așa cum numai în Maramureș regăsim de fiecare dată. Vreau să știu cine a rămas aseară pentru a disâna până la finalul concertului. Este cineva aici? Dumneavoastră? Și acolo în spate. Foarte bine, sper că v-ați distrat și noi ne-am distrat acolo în spatele scenei, atât cât am putut, bineînțeles. Nu știu câți ați văzut dintre dumneavoastră live-urile care s-au făcut pe Facebook aseară. Ați fost live pe Facebook? Da? Tu de acolo? Foarte bine. Noi am încercat să ținem la curent și să punem la curent pe toată lumea, chiar și pe cei care nu au ajuns aseară aici. Și sper că și în seara aceasta veți dansa și vă veți bucura alături de această echipă minunată care muncește în fiecare an ca să aducă în fața dumneavoastră cei mai importanți artiști ai României. Vreau să vă întreb, dragilor, cine știe momentul care urmează să intre pe scenă în această seară? Este cineva? Păi mâna sus, că sunteți atât de mulți încât chiar nu-mi dau seama. Cine? Cine urmează? Florentina și Petre Giurgi. Sigur că da. Văd că v-ați informat foarte, foarte bine. Nu, că îi știm, doamne, îi știm foarte bine, îi știm. Încă se mai probează aici microfoanele în spatele meu pentru că ne dorim să aveți cel mai bun sunet atât pentru dumneavoastră, cât și pentru marii artiști care urcă în această seară. Pentru că sunt o echipă frumoasă pe scenă, sunt și o familie frumoasă și un exemplu pentru noi toți, atât pe scenă, cât și în afara ei.
Florentina și Petre George, aplauze! Bună seara și bine v-am găsit! Am venit cu drag din Maramureș să fim în această seară minunată alături de dumneavoastră. Să știți că îi mulțumim din tot sufletul domnului primar pentru invitație, pentru că este un om deosebit, un om minunat și un om cu suflet mare, care merită toate aplauzele dumneavoastră. Să știți că aceste meleaguri de aici ne leagă atât sufletește, cât și profesional. Vreau să vă spun că în anul 2004, soțul meu, de fapt amândoi am participat la prima ediție a festivalului Ion Drăgoi, unde am mers cu marele premiu, cu trofeul Ion Drăgoi, ne-am dus în Maramureș. Așa că ne sunteți foarte dragi, de aceea am venit cu drag să fim aici la dumneavoastră și să vă cântăm așa cum știm noi, de acolo din Maramureș, de la noi. Doamne ajută tuturor și o seară frumoasă! Thank you.
ploaie. Ai o iagă de literu, aceea ni sufletul a trecut la mureșul meu. Dar nu se lasă nici voi neștiu. Mă e doar.
Thank you.
Thank you.
Să-mi dai cu bolovan, cu banii mei, mai de capul tău asim.
Dragi invitați, să știți că nu plec de la dumneavoastră. Am o datorie sufletească pentru că am trecut pe la catedrala dumneavoastră în această seară, unde a fost atâta lume și atâta bucurie și atâta... Am simțit ceva așa sufletește și am rămas un pic uimită de atâta lume care s-a adunat acolo la catedrală și pentru că ar fi trebuit să ajungem și noi mai devreme și aș fi vrut din toată inima și din tot sufletul să cânt o priceaznă acolo la catedrală. Dar timpul nu mi-a permis pentru că am venit foarte de departe de la Oradea, Maramureș, Oradea și până aici la dumneavoastră, Moinești. Am întârziat o leacă, așa că vreau să vă cânt aici, acum pe loc, o priceaznă. Pentru că așa simt eu, sunteți oameni cu suflet mare, oameni cu credință și cu frică de Dumnezeu. Ca și în temeiul ei cel
Vă dorim. Doamne ajută! Doamne ajută! Și noi vă mulțumim tare, tare mult din suflet! Bună seara, Moinești! Sunteți aici cu toții? Haideți-mi că odată să-i aplaudăm pe acești frumoși și talentați artiști care au venit tocmai din Maramureș. Pentru dumneavoastră merită toate aplauzele dumneavoastră. Ați văzut cu cât suflet v-au cântat în această seară, dar surprizele muzicale nu se vor opri aici. Așa cum v-am promis, avem cei mai ceruți artiști din România în această seară pe scena de la Moinești.